Lansarea oficială a investiției a avut loc la finele acestei săptămâni. Firma italiană e prezentă în Hemeiuș încă din 2008, iar investiția nouă se ridică la peste 1,2 milioane de euro. Aldo Vimercati a explicat motivele pentru care firma sa, specializată în componente pentru industria auto, a ales România și în mod particular Hemeiușul. La Vimercati ha deciso di delocalizzare scegliendo la Romania e in particolare questa regione per motivi principalmente culturali. A ales această zonă și în special Hemeiuș Bacău în principal pentru motive culturale. De exemplu, asemănările dintre română și italiană au cântărit greu în balanță, dar nu mai greu decât costurile competitive ale pieței de muncă, o recunoaște chiar patronul italian. Hit Park a fost lansat acum 5 ani. Departe de mine sau de domnul Iordache sau de domnul primar Mihaela, ideea că Hemeiușul este un Silicon Valley al Bacăului sau al Moldovei sau al României. Dar oricum este o investiție care, trebuie să știți, a generat și generează în acest moment peste aproape 500 de locuri de muncă. Pentru locurile de muncă și investițiile italienilor se bucură și edilul din Hemeiuș. Eu am speranța și dumneavoastră o să constatați de-a lungul peste câțiva ani că această platformă industrială de la Hemeiuș va fi una dintre cele mai puternice din județul Bacău.